Ne-am întors în sala polivalentă din București pentru startul meciului dintre CSM București și Gloria Bistrița. Echipa Bistriței, Dumanska și Dea Ruda în poartă, Seraficianu și Nicolici pe extrema dreaptă, Melinda Terec pe interdreapta, Pristăvița, Laslo și Zulici în centru, Bazaliu și Marcu pe interstânga, Dincă și Posaveț pe extrema stângă, iar pe pivot sunt Tamireș, Morena, Chintoan și Mezei. De partea cealaltă, CSM București cu Glozer, Davidson și Eriksen în poartă, Mihai Aune și Sudakova pe extrema dreaptă, Clico în interdreapta, Zadi, Omoreghe și Rotaru în centru, Arnță, Neagu și Stoica pe interstânga, Dembele, extrema stângă, Ali Vodic și Pintea sunt cei doi pivoți. Noi suntem Ion Alexandru și Adi Costei. Împreună vom urmări acest meci între liderul campionatului CSM București și echipa aflată pe poziția secundă la egalitate cu Rapid de puncte, Gloria Bistrița. Bistrița începe cu Bazaliu, care s-a salutat acolo cu Omoreghe. În interstânga, Laslo și Zulici la linia de 9 metri, Seraficianu și Dincă pe extremă, iar pe pivot este Tamires Morena. Da, e clar unul din cele mai grele meciuri ale CSM-ului din acest campionat. Dar, uitându-ne puțin la partida, tu n-ai spune că e așa, 31-23, victorie concludentă obținută de CSM București la Bistrița, iar echipa oaspete deschide scorul prin Bazaliu, o care perfectă lângă boară. Bazaliu a fost o jucătoare la CSM București, iar tot pe Cristina Neagu e răspunsul, a venit din partea capitanului echipei gazdă. Inter e stânga ai Naționalei României, au reușit să puncteze în primul minut, din nou Bazaliu, din nou gol pentru Bistrița. A mai avut așa un meci bun cu Vâlcea. A marcat peste 10 goluri în acea partidă Bazaliu. Pentru Bistrița este un meci crucial, acesta cu CSM București. Mai are și un meci cu Rapidul. Lupta pentru locul 2 este pasionantă în Liga Florilor, pentru că acel loc ar duce către Liga Campionilor, un wild card, pentru că echipa campioană, care cel mai probabil va fi CSM București în acest sezon, merge direct acolo. Arnțen pentru Neagu, s-a încercat o pasă pentru Pintea, s-a răzgândit Cristina Neagu acolo. No look pass al lui Arnțen pentru Dembele, marchează și vine și eliminare pentru Seraficianu. 2 minute eliminare, Dembele a scos maxim din această fază, totul a plecat însă de la acel nou look pe spectaculos al lui Emilian Săraficianu. Eliminată după 1 minut și 48 de secunde, Bistrița care vine după o serie excelentă, o singură frângere în ultimele 11 meciuri jucate în toate competițiile. 31-30 la Baia Mare, rezumai victorii și asta înseamnă că echipa este într-o formă foarte bună. Da, a jucat bine Bistrița. Acel meci cu CSM a fost cel mai slab din acest sezon pentru formația lui Horațiu Pașca. Bazaliu acum pentru Laslo. Locat acolo Laslo. A intrat Zulici apărată om la om de Aune acolo. Locat această aruncare lovită în față. Crina Pintea. Da, suferă pivotul echipei naționale. A fost o lovitură puternică, evident. Bianca Bazaliu aruncă puternic. Laslo din nou o lovește pe Pintea. Lovită în mai puțin de 10 secunde de 2 ori pivotul CSM-ului. Trebuie să se repună această minge în cealaltă extremă. Dembele foarte inteligent a lăsat acolo mingea în aut. Și posesia este pentru CSM București, care are încă 53 de secunde superioritate numerică în acest moment. Neagu pentru Omoreghe. Greșește acolo Omoreghe, total neatentă jucătoarea din Slovenia. Da, și posibilitate pentru Gloria de a reveni în avantaj. Iată mingea cu care a fost lovită. Crina Pintea, o lovitură foarte puternică. Zulici pentru Laslo și acum din nou Bianca Bazaliu. O linie de 9 metri care trebuie să se remarce mai mult. Cristina Laslo, jucătoare care a evoluat foarte bine pentru Naționala României la partidele cu Portugalia. Acum o minge scăpată și posibilitatea acum pentru CSM. În curând se va reface echipa Bistriței în efectiv complet. Acum înscrie de pe extremă Malin Aune. Va
frumoasa reușită din această partidă. Aune care va pleca din această vară la Odense, campioana în titră a Danemarcei în ultimele două sezoane. Era vorba să plece și Emily Arntzen acolo, dar până la urmă Arntzen a prelungit cu CSM București și este o jucătoare foarte, foarte importantă în actuala stagiune pentru echipa bucureșteană, care la finalul lunii va juca în Champions League cu o altă echipă din Danemarca, Esbjerg. Acum parada lui Davidsen. În sferturile Ligii Campionilor, CSM va juca cu Esbjerg, vicecampioana Danemarcei, echipa care a eliminat-o și în sezonul precedent din acea fază a competiției. Oh, ce fază aici! Degeaba protestează Horațiu Pașca, a fost lovită în cap Iulia Dumanska de aruncarea lui Omoreghe, dar Omoreghe a fost dezechilibrată și, evident, 7 metri precede aruncarea. Așadar, da, e un ghinion pentru Iulia, da, Dumanska, da, în acest moment. A mai luat mingi în cap și în jocurile cu Portugalia, din păcate. Aici Omoreghe, da, apărare în semicerc, clar. Apărare în semicerc, clar. Care foarte dureroasă, clar, pentru Iulia Dumanska. Și de la Aruda este rezerva sa. Și de la o distanță foarte mică. Distanță foarte mică, da, într-adevăr. Sperăm că Iulia își va reveni. Este una dintre cele mai importante jucătoare ale Gloriei Bistrița. Multă experiență și portarul echipei naționale a României în același timp. Direct în cap a venit acea minge a lui Omoreghe. De la aceeași oră se mai dispută Râmnicu Vâlcea cu Târgu Jiu, derbiul oltean, 4-2. După 9 minute în favoarea gazdelor. La Vâlcea a revenit și Daniela de Jong, accidentată în urmă cu 2 luni. Dumanska groghi. Emoționată, da, da, emoționată, da, da. Dumanska. Sperăm că își va reveni, însă lovitura a fost foarte puternică și din apropiere. Da, probabil va intra că... Aruda, da, pentru... va intra de Aruda pentru următoarele minute, dacă nu pentru toată partida. Foarte, foarte dureroase și foarte periculoase. Da, se duce direct la vestiar, nu, da, va mai juca. Foarte periculoase aceste lovituri încasate. Neagu reușește să marcheze 4-2 pentru CSM. Nu cred că Omoreghe a vrut să o lovească în cap pe Dumanska la acea fază. Evident, jenată și de Zulic acolo, n-a avut ce să mai facă. Brazilianca Renata de Aruda, 24 de ani, venită de la Măgura Cisnădie. A fost și în Spania la Vera Vera. Zulic, Laslo, foarte atentă defensiva coordonată de Adi Vasile. Laslo, Laslo, nu are spațiu. Zulic, frumoasă fentă, excelent a pătruns acolo Zulic, care a reușit să spargă defensiva CSM-ului. Va fi o pierdere importantă. Zulic pleacă din această vară la Crem Ljubljana. Dembele reușește să marcheze la unul din ultimele partide din carieră pentru Sirabat Dembele. Ea se retrage la finalul acestui sezon. A fost capitan al naționalei Franței, Sirabat Dembele. A ratat, din păcate, Olimpiada, Jocurile Olimpice de la Tokyo, pentru că s-a accidentat la un meci de ale CSM-ului, o ruptură de tendon ahilian. Tamires Morena încearcă acolo să pătrundă, trântită de Pintea și de Emily Arntzen. Se ridică și Crina, destul de fizice contactele pentru Crina Pintea. S-a lovit la șold, a mai avut probleme la șold în acest sezon, chiar înainte de Europeanul, care România a terminat pe poziția 13-a. Da, și pentru CSM urmează poate perioada cea mai grea a sezonului. Dubla cu Esbjerg, apoi sperăm și Final Four-ul Champions League. Laslo! Da, ea este Cristina Laslo. Aruncare perfectă. Foarte puternică a aruncat Laslo. Neagu pentru Arntzen, pasă pe la spate pentru Dembele, care marchează al treilea gol în aceste prime 6 minute și 40 de secunde. Jumătate din golurile CSM-ului au venit pe mâna lui Sirabat Dembele, iar atacul CSM-ului este cu adevărat puternic în acest meci. 6 goluri în 6 minute și jumătate, așadar, pentru viitoarea campioană a României. Sirabat Dembele este campioană mondială, campioană europeană, vicecampioană olimpică, dar nu are Champions League.
și ar putea să reușească să-și completeze cariera chiar în ultimul an cu acest trofeu. 6 la 4 CSM și posesia pentru liderul din Liga Florilor, Cristina Neagu. Neagu pasă pentru Pintea, care este luată în brațe. Gol! A intrat mingea în poartă până la urmă și s-a acordat golul. Era 7 metri, era dacă nu. Ce gol aici! Ca la antrenament, practic. Zulici, contrat acolo de Neagu și este cartonaș galben. Vedem în reluare golul marcat de Pintea. Renata de Aruda s-a oprit și ea. Gol, voilà, e gol, da. N-a fost atentă Renata de Aruda, care a intrat în locul Iuliei Dumansca, lovită la cap după o aruncare a lui Omoreghie. Bazaliu pentru Zulici. Încearcă Zulici să dea viteză atacului, aproape de intercepție. Dincă, boltă, gol, superb! Marcat de Nicoleta Dincă, cea care încearcă o boltă pe meci, dacă nu mai multe. Aici foarte frumos a curs această minge spre poartă. No look pass al lui Neagu, n-a reușit Pintea să recepționeze. A fost prea puternică pasa pentru Crina Pintea și contra Bistriței, care ajunge la minus 1. Sonia Seraficianu reușește să înscrie după 8 minute și jumătate. Iată CSM București în avantaj minim. Însă, până acum, a fost echipa mai bună CSM-ul. Da, probleme în defensivă pentru CSM, care a încasat destul de ușor goluri. 6 goluri în 9 minute este mult. Deocamdată nici poarta n-a funcționat foarte bine. Mari Davidson este jucătoarea care în Champions League are cel mai bun procentaj al save-urilor, peste 35%. Foarte, foarte bun pe parcursul acestui sezon. Ce aruncare are aici Emily Arnțăn! Da, a treia marcatoare a echipei. Și iată, Emily Arnțăn, a scos Glozer. Neagu și Dembele. Scos Glozer această minge și poate fi contraatacul CSM-ului. Clicovaț, superb găsită de Neagu, rămasă de pe faza defensivă. Clicovaț, care de obicei rămâne doar pe apărare, a făcut de data aceasta contraatacul și a reușit să marcheze. Cât de inteligentă Cristina Neagu, a simțit extraordinar faza. Foarte târziu Dincă pentru a închide acolo culoarul în fața lui Clicovaț. Bazaliu se dusese în extremă pentru a acoperi extremă. A rămas acel culoar pentru interul dreapta al CSM-ului, care a punctat foarte bine. Rămâne CSM-ul cu minutul și golul marcate. Dincă, acum este forțare a lui Bazaliu și să vedem dacă CSM-ul pornește din nou pe contraatac. Neagu pentru Pintea, față în față cu De Aruda. Scoate De Aruda prima lui ei minge în acest match. O nouă pasă luminoasă a Cristinei Neagu, de această dată însă Pintea a fost citită de brazilianca Renata de Aruda. Era important acest gol pentru CSM, pentru a crea un avantaj de 4 goluri și pentru a lovi și mai tare moralul Bistriței. Încercat Zulici pentru pivot aici, mingea a fost pur și simplu respinsă de defensiva CSM-ului. La slot din nou pentru pivot, scăpat Tamireș Morena, iată primul gol marcat de pivotul Bistriței. Neagu acum. Pătrunde super Neagu. Au fost pași, cred. Da, pași. Laslo. Laslo! Oprită însă. Și iată ce se mai are nouă posibilitate de a marca golul 10. Se chinuie de ceva timp să o facă. E nevoie și de Glozer pentru CSM, pentru că nu a avut un sezon atât de bun. Golkeeperul francez are deja 2 parade după ce a înlocuit-o pe Marie Davidson în acest meci. Iată și pe Iulia Dumas, care a venit de la vestiare, dar e greu de crezut că va mai intra, să spunem, cel în această repriză. Da, exact. Arnțăn a încercat o pasă pentru Pintea. Sunt câteva inexactități și în jocul CSM-ului. Acum Zulici, apărată bine acolo de Arnțăn, dar a găsit excelent acel unghi Nina Zulici. A scos-o cât mai mult în spre extremă pe Nina Zulici. Arnțăn, practic apărare de manual, fără să pună mâna pe ea, dar practic între umăr și cap a găsit acea breșă în defensiva lui Glozer și 9-8. 2 goluri din 2 aruncări pentru Nina Zulici, 2 goluri din 2 aruncări pentru Cristina Laslo, procentaj perfect pentru cele 2 până acum. CSM-ul are 2 minute și jumătate fără gol. Neagu, Arnțăn printre picioarele Renatei de Aruda. Excelent s-a descurcat norvegianca.
Renata de Aruda a văzut mingea doar când i-a trecut printre picioare și asta... Da, Arțan chiar are un sezon foarte bun pentru CSM, o adevărată revelație, jucătoarea din Norvegia, care n-a prins foarte multe minute, doar 23 la European pentru naționala ei, cu care a câștigat medalia de aur, dar la CSM a fost piesă importantă, mai ales că Grazadi, care este pe bancă, a tot a avut accidentări și contribuțiile lui Arțan au fost cruciale. Se apără bine Dembele. Contra cu Aune, Aune apără Renata de Aruda. Minge căzut oricum. Blocată exact cât a trebuit de Bianca Bazaliu. A fost Aune, Dinca acum față în față cu Glozer. Marchează din nou Dinca și se strânge din nou partida, 10-9. CSM-ul are un singur gol marcat în ultimele 4 minute. Da, s-a stins atacul CSM-ului după ce a avut 9 goluri în primele 9 minute. Au mai existat erori, a început și de Aruda să scoată, a scos două mingi, așadar s-a stins cumva focul, a intrat și Zadi. Zadi revine, da. Zadi, Arsen Neagu. Teoretic acesta ar fi linia de 9 metri ideală. Da, Adi Vasile. În acest sezon, pentru Neagu, bară! Pentru că vor veni doi interi, dreapta, din sezonul viitor. Unica Kobilinska, o jucătoare poloneză care a evoluat la Brest, și Laura Flip, și ea membra naționalei Franței. Va fi o concurență serioasă pentru acea poziție, o poziție deficitară. Inter, dreapta de mână stânga. Bazaliu, Zulici, Laszlo. Bazaliu, excelentă pasă și iată și prima reușită în această partidă pentru Chintoan. A fost 9-6 pentru CSM, așadar parțial de 5-1 pentru Bistrița. Acum Arnțen aruncă puternic pe întors și nicio șansă pentru Renata de Aruda. Imediat CSM dă replica și o vedem și pe Zadic cu o schimbare de look. În vârful carierei Emily Arnțen, la 29 de ani, dublă... dublă de toate. Dublă de toate, da. De 4 ori campioană europeană, e campioană mondială și are foarte, foarte multe trofee cucerite cu echipa Norvegiei. Însă, așa cum spuneai, nu e neapărat o jucătoare de bază. Da, e foarte greu la naționala Norvegiei. Exact. Acum greșește o pasă către Ali Vodic. E foarte greu la naționala Norvegiei să te impui. Chiar trebuie să fie o jucătoare valoroasă. Dinca aici a intrat în contact. Zadi s-a apărat excelent. N-a riscat absolut nimic Zadi. Da. Și cu experiența ei a reușit să oprească acel contraatac. Zulici pentru Bazaliu. O las low. Bazaliu, încercat acolo cu Chintoan, Zulici, lasă la Bazaliu, din nou Cristina Laszlo, Bazaliu de la distanță! Lovită în față acolo. Tamponată de Ali Vodic, 2 minute eliminare, mă, normal. Palmă peste față, în minutul 16, este 11-11, orice eliminare contează în aceste momente. Dăm acum reluarea. Peste umăr, mai degrabă. Da, umăr și față. Nu cred că este eliminată Ali Vodic, cel puțin ea se duce... Ah, ba da, este eliminată, a apărut și pe tabelă în acest moment. Așadar, jucătoarea care va pleca de la CSM și ea în această vară trece pe bancă 2 minute și Bazaliu poate să continue, altfel ar fi trebuit să stea 3 atacuri pe bancă. Da, continuă Bazaliu. Da, pentru că jucătoare foarte puternică. Da, evident, pentru că Ali Vodic este eliminat, a primit sancțiune. Bazaliu acum pentru Zulici. Încearcă Zulici acolo să găsească un culoar în extremă. Seraficianu a riscat mult. Din nou curge bine în atacul Bistriței. În superioritate numerică 7 metri. Da, oprită Chintoan de Neagu în semicerc. Trebuie bună lui Chintoan. Absolut, și au o jucătoare de mare, mare experiență.
Să vedem dacă Bistrița poate din nou să intre în avantaj. Laslo față în față cu Glozer, aruncă sus fără nicio emoție. 12-11 pentru Gloria Bistrița pe terenul CSM-ului. Multe goluri marcate în aceste prime 16 minute. Defensiva CSM-ului n-a reușit să blocheze și atacul Bistriței, și meciul arată total diferit față de cel de la Bistrița, în care CSM-ul a luat un avantaj clar și n-a mai avut nicio emoție. Sezonul trecut CSM-ul a remizat aici pe teren propriu cu Bistrița. Așadar, nu e niciodată un meci ușor. Zadi pentru Neagu până la Dembele. Este un meci foarte bun făcut de Dembele până acum. Da, căutată de multe ori Dembele deja. A marcat o treime din golurile CSM-ului de până în acest moment. Aici n-a avut un unghie foarte, foarte deschis, dar a reușit să o păcălească cu o aruncare sus pe Renata de Aruda. Singurul portar al Bistriței, trebuie să spunem acest lucru. Iulia Dumasca e pe bancă, am văzut-o că s-a întors de la vestiare, dar după ce a fost lovită în cap, n-a mai intrat. A intrat și Nicolic în extrem în locul Soniei Seraficianu și se descurcă bine CSM-ul în această inferioritate. N-a luat gol aici, a marcat în faza precedentă și poate din nou să intre în avantaj. S-a descurcat excelent echipa bucureșteană, liderul campionatului, care a câștigat aproape toate meciurile, mai puțin cel cu Rapid București din prima etapă, în care a făcut egal. Pintea pentru Neagu, a intrat și Zadi acolo în centru cu Arnțen în interdreapta. Încearcă Zadi depășirea, îi pasează lui Neagu. Pași în fault. Pași în fault. Există o discuție referitoare la faptul că această echipă a CSM-ului ar fi mai, chiar mai bună, mai puternică decât cea care a cucerit trofeul Champions League. Vom vedea dacă va fi și mai eficientă. Să-l auzim deocamdată pe Adi Vasile, care a fost și el acolo din postura de antrenor secund atunci când CSM a câștigat titlul în Champions League. A little bit better is just fixing more in the defense and just try to be a little bit more awake and do your concentration as best as you can until the end, because it's just minor things that you can do a little bit better. Still work with the offensive that you're gonna be now. Emma, you're gonna change again with Krina now, okay? Gras, I want us to play this situation when the pivot is gonna arrive here. Chris, you have the two players that will wait for you. So use this situation good. Gras, you're gonna come here. If you cannot do anything here, get the situation, Krina, then you reposition yourself and the last situation is gonna be across, okay? In the attack, don't search for the easy situation, with just go and play correctly until the end. Come on! Lucruri minore de reparat în defensivă pentru CSM, cel puțin asta a spus Adi Vasile. Într-adevăr, CSM-ul a arătat bine în anumite momente, mai ales în atac, dar poate și lipsa de concentrare, asta spunea și tehnicianul CSM-ului, atât în atac cât și în defensivă. Lipsa de, de concentrare a afectat echipa bucureșteană, care preluase conducerea 9-6 și părea în controlul partidei. Ei bine, Bistrița a revenit și a preluat ea conducerea. Acum CSM poate să se ducă din nou la un gol avantaj. Amenințare de joc pasiv deja pentru CSM. Zadi aruncă de la șold pe lângă poartă și scapă Bistrița. A citit foarte bine Bistrița ce vrea să facă Adi Vasile cu implicarea Cristinei Neagu. Neagu a fost scoasă din joc, practic, luată om la om și nu a mai ieșit schema. Laslo pentru Vasaliu, Laslo din nou, Zulici încearcă cu pivotul, a fost însă un picior. A intrat și Sudakova pe extrema dreaptă, acolo. CSM are o singură extremă stângă pe Dembele, pentru că din Ligan este încă accidentată. S-a lovit la un meci de Liga Florilor și de peste o lună nu poate evolua. A ratat și meciurile naționale ai României. Trasă de tricou acolo Chintoan, dar este doar aruncare de la 9 metri. Da, Chintoan venise pe acel spațiu între Zadi și Sudakova. Vasaliu blocată bine. Chintoan se întoarce și obține 7 metri după disputa cu Emily Hansen. Joc bun făcut de Bistrița până în acest moment, cel puțin din punct de vedere ofensiv. Nu prea sunt multe echipe care au marcat atâtea goluri împotriva CSM-ului în 15-20 de minute în prima repriză. Să vedem acum această aruncare de la 7 metri. A reintrat Mari Davidson. Laslo din nou sus, din nou cu gol. 3 goluri pentru Cristina Laslo, care este cea mai bună marcatoare a Bistriței în acest meci.
Sirabat Dembele este cea mai bună marcatoare a partidei, cu 4 goluri din 4 aruncări. Vitali Vodic pe pivot, a fost schimbată și Emily Hansen, nou veteran Omoregi. Zadi Neacu aruncă și reușește să înscrie. Cea mai bună marcatoare a CSM-ului în acest sezon al Ligii Florilor, își face treaba și în această partidă. 3 goluri până acum marcate de Neacu. Bazaliu pe pivot, Chintoan din nou reușește. Multe angajări cu pivotul, iar dacă nu reușește să marcheze pivoții, atunci scot aruncări de la 7 metri. Deocamdată Chintoan și Tamires Morena au 3 goluri împreună. Iar CSM-ul e o echipă cu o defensivă foarte puternică. De această dată Chintoan a știut să dejoace acest lucru. Bine, CSM-ul, spuneam, e virtual campioană, chiar dacă pierde acest meci, nu afectează asta foarte mult. Însă trebuie să vină moral pentru următoarele meciuri, cele din Champions League. Zadi marchează și ea primul gol al său în acest meci. CSM joacă cu Esbjerg Rapid, campioana în titre a României, va evolua împotriva lui Vipers Kristiansand, câștigătoarea ultimelor două ediții ale Ligii Campionilor. Eliminare Zadi pentru Gras Zadi acum. Tot la pivot a fost acolo problema. Face o treabă minunată Chintoan. De la intrarea pe teren a produs multe daune. Iată acum o eliminare la Gras Zadi. Și Bistrița poate să profite de această fază. În prima superioritate n-a reușit să-și pună amprenta foarte mult Bistrița pe joc. Excelentă fază, Bazaliu trimite în bară și recuperează CSM-ul. Surprinsă defensiva liderului, dar Bazaliu pare că se simte mai bine la 10-11 metri de poartă decât la 6-7. Și din nou CSM poate profita în inferioritate. Să vedem dacă reușește echipa bucureșteană. Neagu Armțăn și revine Omoreghie la linia de 9 metri după eliminarea lui Zadi. Neagu pentru Omoreghie. Cred că Bazaliu a avut ceva ghinion la fază de mai devreme. Acum Omoreghie trântit acolo, care de la 9 metri și amenințare de joc pasiv, da. Sunt de rapid a venit acea amenințare de joc pasiv, dar evident CSM-ul în inferioritate numerică. Omoreghie din nou ia pe cont propriu și vine eliminare pentru împingere. Aici e problema, din păcate, pentru jucătoarele din România. Omoreghie deja intrase în unghi. Laszlo nu trebuia să convingă. Din dorință. Da, 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 sunt multe jucătoare din România. Pus mâna pe ea. N-ai de ce să pui mâna pe jucătoare. Împătrundere acolo și cade amenințarea de joc pasiv. Neagu aici, Bistrița depășită total. A dormit defensiva bistrițeană și Neagu marchează al patrulea ei gol. Da, golul 126 pentru Neagu în acest sezon de Liga Florilor. Aici, vezi, aici se vede, Ion, lipsa de experiență a unor jucătoare. Într-un moment ca ăsta, Bistrița avea om în plus, nu avea de ce să forțeze. În doar câteva secunde a primit eliminare și un gol ca la antrenament. Și după ratarea, venit după ratarea 1-1, da. De 1-1, da. Nina Zulic oprită foarte bine acolo pe Stavița. Forțare la Zulic. Eroare după eroare după eroare pentru Bistrița, într-un moment în care echipa putea să facă mult, mult mai mult, asta e clar. Da, și cu om în plus din acea fază, acum CSM-ul are ea om în plus pentru 55 de secunde. Neagu, să vedem dacă se va duce mingea în extrem. Omoreghie a avut acea idee, dar s-a oprit. Neagu din nou pentru Omoreghie. Se oprește din nou Omoreghie. Frânat acest atac pentru CSM. Neagu transmite greșit pasa, da? A transmis greșit pasa. Mare eroare, mai ales când vine vorba de Cristina Neagu. Da, problema pentru CSM e că nu are o jucătoare de mână stângă acolo, pe Inter. Pentru că Omoreghie avea tot timpul unghiul închis. Nu putea să dea drumul. Normal, așa e, când ai jucătoare în plus, vine fluent pur și simplu să te duci cu mâna stângă, să dai în extremă, să deschizi culoarul. E bine, de data aceasta nu s-a reușit, pentru că pentru Omoreghie este o mișcare mai greu de realizat, ea fiind centru, nu joacă interdreapta în mod normal.
nici la națională și nici până acum în carieră, în extremă, pentru Dinca. Acum Zulici, amenințare de joc pasiv. Zulici aruncă puternic și reușește să marcheze. 15-15, nici CSM n-a reușit, CSM să profite. Neagu pentru Omoreghie, acum dă în extremă Sudakova. Ce tehnică are Sudak. Nu, a fost căzută, da, a călcat semicercul. A atins semicercul. A fost acolo proteste vehemente deja de pe banca Bistriței. Arbitrul încearcă să calmeze puțin situația. Este într-adevăr o partidă foarte echilibrată. Da, căzută. A fost căzută într-adevăr. Oricum Sudakova reușise să înscrie și golul 100 în acest sezon pentru Bianca Bazaliu. Ce fine, Neagu, incredibil. Păi de ce să dea Bazaliu și să nu dea Neagu? 16-16, 32 de goluri marcate în primele 25 de minute ale acestui meci. Neagu a devenit principala marcatoare a jocului cu 5 goluri. Ea și Dembele au împreună 9 goluri. Imediat Neagu. E ca la băieți, asta am mai văzut la băieți, pur și simplu interii puternici. Primez mingea, fac 3-4 pași și catapultează în poartă. Aruncarea, Dinca, pași în fault. Da, pași în fault, evident. Da, Cristina Neagu e foarte greu de oprit când se ridică de la pământ. Nu mai e ce să mai faci, sau niște eliminări, baza... Ce paradă extraordinară din partea lui Laura Glozer. Zâmbește amar, dar nu avea ce să facă mai mult de atât Florina Chintoan. E o dimensiune a jocului pe care Bazaliu trebuie să-și o deschidă. Aceasta de pase, foarte bună pasă, a fentat aruncarea, toată apărarea s-a dus pe aruncare. Acum a marcat Emily Arntzen, 4 goluri și pentru Arntzen. Practic, 3 jucătoare au marcat 13 goluri. Superbă pasă, Chintoan a pierdut mingea de sub control, apoi a recuperat-o. Bun și reflexul lui, excelent, lui Glozer. Într-adevăr. 17-16 în favoarea CSM-ului. 27 este minutul. Bianca Bazaliu pentru Dinca, două colegi la echipa națională. Zulici din nou cu pivotul. Multe, multe angajări cu pivotul pentru Gloria Bistrița în acest meci și evident CSM începe să se adapteze, pentru că trebuie să se adapteze la acest stil de joc. Zulici pentru Bazaliu, mingea este blocată, recuperează Neagu, contraatac al CSM-ului, Sudakova de data aceasta reușește să înscrie, jucătoarea din Rusia venită în acest sezon și care a prelungit, își va prelungi șederea și în sezonul următor pentru CSM București. Aș spune prea puține goluri pentru Sudakova în acest sezon. La valoarea ei, la tehnica ei, e doar reușită cu numărul 30 în acest sezon. Foarte puțin. Sunt trei extreme dreapta. Aune, Sudakova și Mihaela Mihai, care și ea a jucat destul de mult. Iată în reluare și îl auzim pe Horace Pașca. Hey, trebuie să desfaci apărarea din zona centrală pentru că smari. So girls, we need to push them a bit in defense and to create spaces between the central defenders because basically they'll go all the time there to shoot. Now they jump to the block both of central defenders. So we need one of them going out. So play Hugo in Buzzy side with the pivot who came from 4 and 5 here direct in the block on number 3. Buzzy, direct pe numărul 4. Direct pe numărul 4, nu iese shoot, iese pas la pivot. Derby pasul de pivot, we need to push them a bit out because now they stay. Girls, change the rhythm, we need some speed in attack. Haide, haide, haide! Evident, asta spunea Horaciu Pașca. În momentul în care defensiva a stat mai în spate pentru a bloca acele pase cu pivotul, totuși doar Bazaliu vine cu aruncări puternice. Nici Laszlo, nici Zulici nu au detenta necesară pentru a veni cu aruncări puternice. Așadar, trebuie niște încrucișări pentru a forța, pentru a trage în capcană defensiva CSM-ului. Mă doare de fiecare dată când văd acea reluare, foarte puternică aruncarea direct în cap. S-a resimțit, da, foarte puternică, foarte puternică și spuneam, am mai luat în Portugalia 2005 în cap, în urmă cu o săptămână, în acel meci transmis de Pro Arena, în care România a consfințit sau și-a consemnat calificarea la campionatul mondial. 2 minute eliminare pentru tragere de tricou. Emily Arntzen, n-am văzut și mai devreme o astfel de fază. De data, în acea fază nu a fost penalizată Arntzen, dar acum deja vine eliminarea. 3-a pentru CSM. Clar ținută, clar ținută, nu se pune problema.
Laslo Zulic a evadat acolo dintre două jucătoare și a reușit să trimită în poartă. Bistrița revine la minus 1. Proteste din partea lui Adi Vasile. Prea înțeleg, recunosc de ce protesta, dar eliminarea la Ansen a fost curată. S-a pus problema de altceva. Zadi pentru Omoreghi acum. Încă 2 minute și 15 secunde din această primă repriză a meciului dintre CSM și Gloria Bistrița. Unul foarte, foarte spectaculos. Neagu acum. Neagu! Foarte, foarte bine acolo. A încercat permanent, a dansat pentru a găsi acel culoar și reușește să marcheze pentru a șasea oară în acest meci. 19 la 17, un adevărat shootout între cele două echipe. E o expresie românească, Adi, ca peștele în apă. Așa se simte Neagu pe terenul de handbal. Extraordinar. Tot e albastru, nu? Da, extraordinar, extraordinar. Are momente în care e unplayable. Nu poate fi apărată. Imposibil, imposibil de oprit, da. Mai ales în Liga Florilor. Vedem aici acest contact că și cu Esbier. Va fi la fel. Aici e cam de 2 minute. Chiar dacă nu e voluntar. Ce pas a dat acolo Laslo. Nu și-a luat bine reperele Cristina Laslo. Putea să înșurubeze către poartă. Da, dar a vrut să fie altruistă pentru că este un centru care oferă multe pase. Aici n-a simțit bine sala, n-a simțit bine, n-a apreciat bine distanța și pasa pentru Dincă a ieșit în out. Din nou, Bistrița nu profită de inferioritatea CSM-ului și se poate crea din nou o diferență de 3 goluri. N-a mai fost de ceva vreme, nu? O diferență de 3 goluri între CSM și Bistrița. Zadi găsește culoarul, pasează prea în spate pentru Neagu. Din nou, mingea este la Zadi. Va veni amenințarea de joc pasiv chiar acum. 3 pase pentru CSM. Zadi încearcă pătrunderea. Superb, Zadi! Nu se dă nimic. Nimic. Nu se dă nimic. Ar și fi vreo măcar 9 metri acolo Zadi, dar nu primește Laslo. Pe contră, Laslo. S-a închis Laslo. Colici. Pistabița este la schimbare. Și mai sunt 30 de secunde. Bistrița va încerca să țină cât mai mult acest atac pentru a nu oferi șansa CSM-ului de a mai ataca încă o dată. 25 de secunde din această primă repriză. Pristăvița pentru Laslo pe pivot. Excelent din nou. Chintoan reușește să marcheze al treilea sau gol și mai sunt 15 secunde. Da, să vedem finalul. Neagu, Zadi, Omoreghi așteaptă, primește Omoreghi, încearcă cu pivotul greșit. Tamireș Morena poate egala Bistrița în acest final. Nicolici însă reușește să blocheze. Excelent. Laura Glozer. O primă repriză foarte spectaculoasă. 19-18 CSM București, Gloria Bistrița. Luăm și ne o scurtă pauză, ne întoarcem în aproximativ 10 minute. Au revenit în sala polivalentă din București pentru repriza secundă a disputei dintre CSM, liderul din Liga Florilor, și Gloria Bistrița. 19-18 este scorul de pe tabelă. Însă au fost foarte multe discuții în pauză referitoare la un gol care s-ar fi pus Gloriei Bistrița, deși Cristina Laslo a ratat o aruncare. E, continuă pe marginea terenului discuțiile. Să sperăm că nu se vor mai întâmpla. E clar că rezultatul care este acum pe tabelă nu poate fi modificat. Rămâne 19-18 după 30 de minute. Păi, cum ar putea să fie altfel? Dar cum se poate pune un gol? Nu știu, e ciudat. Într-adevăr, meciul a avut un ritm, dar asta nu e o scuză. Se pot da și 60 de goluri într-o repriză. Până la urmă e vorba în de minutul 10:55, Cristina Laslo e creditată aruncă, cu un gol. Da, aruncă, mingea este respinsă și Glozer este creditată cu gol. Apoi vine Zulic și marchează. Și marchează, și loc de 9-8, pentru... se face 9-9. Din ciudățenile campionatului nostru. Până la urmă vom vedea cum se va rezolva această chestie, pentru că dacă acest meci se termină la egalitate sau cu victoria Gloriei Bistrița, CSM București are tot dreptul să conteste rezultatul final. Nu. Așa ar fi normal. Da, e o situație
greu, greu de înțeles. Nici nu știi ce să zici în aceste condiții. Trebuie văzut, trebuie atenție. Se discută acum, vedem că cineva de la masa oficială a mers acolo pentru a discuta cu Horațiu Pașca. Acum dacă se schimbă scorul și se pleacă, intri la cabine cu 19 la 18 și revii cu 19-17, nici așa nu e bine. Evident, e nevoie de multă atenție. Nu vrem din nou să fim răi, pentru că am tot spus aici și am criticat pe bună dreptate și unele lucruri s-au mai întâmplat, adică cupluri de arbitri au fost suspendate. Singurul lucru importante din Liga Zimbrilor și din Liga Florilor. Important e că trebuie să fie o corectitudine. Iată, chiar aici se discută. Da, singurul lucru de care mă bucur enorm este că am văzut-o pe Iulia Dumansca ok. E posibil să o vedem chiar și în poartă în această repriză secundă după ce a încasat o minge în figură. Da, s-a modificat scorul acum. Da, asta ne uitam. Modifică scorul 19-17 și jucătoarele de la Gloria Bistra se uită pe tabelă, da, era, arată supărate în acea observator, direcție. Observator de meci. Deci, observator de meci este președintele Comisiei Centrale de Arbitri, Ana Maria Stoia, fost arbitră internațională. Cuplul de arbitri este din nou IHF, clar. Din acest punct de vedere, mai bine de atât nu se poate. Nu e neapărat vina lor, pentru că nu ei sunt scorer, dar observatorul trebuie să vadă, de asta a observat, trebuie să vezi ce se întâmplă. Am auzit acum o mică eroare, nu e o mică eroare, este ceva de ordinul... Da, nici nu pot să comentez astfel de lucruri, pentru că nu ar trebui să se întâmple, mai ales în sala polivalentă, într-o sală în care se joacă meciuri de Champions League, pentru că brandingul este de Champions League, îl vedem peste tot prin sală. Avem meci între liderul campionatului și echipa de pe locul 2/3, pentru că este la egalitate cu Rapid. Ca și gol averaj, are un gol averaj mai bun decât Rapid, dar la meciurile directe stă mai bine Rapidul pentru a câștiga meciul de la Bistrița. Uite aici, Adi, eu nu sunt cu tine. Nu trebuie să întâmple niciun meci. Am înțeles. Da, păi nu, contează, da, bine, nu contează în ce sală suntem. Nu, dar am fost din nou, se discută, vorbeam, la Zalău, de exemplu, la meciul cu Rapid, nu a apărut eliminarea pe tabelă, eliminarea jucătoarei, nu mai înțelege absolut nimeni nimic. Acum apar goluri, la pauză intri la un gol avans și te trezești cu două sau în dezavantaj. Nu mai înțelege nimeni nimic. Începe repriza secundă între CSM București și Gloria Bistrița. De la 19-17 pentru CSM. Ansen, Omoreghi, Neagu, linia de 9 metri a echipei bucureștene. Pinta este în pivot, Sudakova în extrema dreaptă. Extrema stângă este Dembele. Omoreghi nu are soluții. Neagu apără! Revenită în poartă, Iulia Dumansca. A fost comoționată și a mers până la cabine în prima repriză. Laszlo este cea care conduce atacul. Să vedem dacă va fi 19-18 acum. Că la cabine așa s-a intrat. Bine că n-a fost 20-17 acum. Dar da. Glumim, ne amuzăm pentru noi, că e o situație, într-adevăr, e o situație pe care n-am mai văzut-o. Vedem și tabela acum pentru a certifica că ceea ce spunem este corect. Zulici pentru Laszlo, aruncă Laszlo și este 19-18. 4 goluri pentru Cristina Laszlo. Neagu, Omoreghi. Pașim fault la Neagu. Neagu protestează vehement pentru că a fost faultată și pe contră și arbitrele nu au dat pintea pentru Neagu. Omoreghi. Neagu încearcă să-și facă pașii. Neagu! Continuă evoluția senzațională. Cristina Neagu. Mai sunt și alte meciuri care se dispută la această oră. Dunărea Brăila Slatina este 13-7 în minutul 19. Craiova Rapid 8-8 în minutul 18. Și surpriza este la Râmnicu Vâlcea, unde SCM Râmnicu Vâlcea e condusă la 2 goluri de Târgu Jiu, 16-18. Continuă forma slabă a echipei antrenate de Bendal, care pare că a încheiat practic sezonul. Acum Bazaliu aruncă mult peste poartă. A scăpat mingea Bianca Bazaliu.
cea care, vă spuneam, a depășit 100 de goluri în Liga Florilor în această partidă, conform unor statistici oferite de Handball Mania. Este o jucătoare care demonstrează parc la fiecare meci că poate mai mult. Sperăm și la Naționala României să fie într-o formă foarte bună atunci când e mare nevoie de ea. Hansen pentru Neagu. Neagu! O pasă foarte, foarte lungă. S-a pierdut mingea. Să găsim totuși o minge. Avem nevoie de o minge nouă. Iulia Dumasca. Trebuie să fie acolo la masă. Iulia Dumasca încă și cercetează reflexele, am impresia. A fost un moment în care ne-am speriat. Evident. Pentru că a fost și distanța mică. Distanța mică, da. Și e o minge care a plecat, cred că, din brațul lui Omoreghe cu 70-80 de kilometri la oră. 3-4 metri era distanța între Omoreghe și Dumansca. Acum Bistrița din nou pe atac. Zulic dă în extremă pentru Seraficianu, revenită în locul lui Nicolici. Bazaliu, Laslo, Laslo, aruncă Laslo puternic. Nicio șansă pentru Glozer. Și Laslo are 5 goluri acum. Da, Laslo, cea mai bună marcatoare a echipei oaspete. Neagu din nou pentru Omoreghi. Se apără cu multă atenție Gloria în aceste momente. Foarte agresivă și Neaca Bazaliu. Acolo pe Cristina Marcu, pe defensivă, încercând să blocheze. Cristina Neagu însă marchează 8 goluri. 8 goluri pentru Neagu. Cea mai bună marcatoare de departe în acest meci. 8 din 10 aruncări pentru Cristina Neagu și procentajul este bun, însă atunci când este în formă, Cristina Neagu e foarte, foarte greu de oprit, mai ales în campionatul intern. Sperăm și cu SPL să aibă o evoluție asemănătoare, însă acolo va fi un prima greu. Da, e a doua marcatoare din Champions League după Henny Reistad, dar Reistad a jucat 2 meciuri în plus. Scoate cu piciorul goalkeeperul CSM-ului. Lozer, da. Lozer. 1-1. Pentru Neagu, Neagu, Dembele! Și într-o formă excelentă la ultimul sezon al carierei. 22-19, nu a mai avut 3 goluri avans pentru CSM de la 9-6. Minutul 9 a fost acest avans în minutul 35. Dacă era 9-6-6. Da. Bazaliu acum pentru Zulici. A încercat să paseze acolo, n-a reușit. Zulici, Laslo, lasă în extremă. Seraficianu reușește să înscrie și avansul CSM-ului este micșorat la doar 2 goluri. Excelența, cât de repede s-a mișcat aici Cristina Laslo. Hansen, Neagu, Omoreghi. Pinta cu mâna pe sus, Neagu apărată cât mai departe posibil. Pasă pentru Pintea. 2 minute eliminare Cristina Laslo. Trântită acolo Crina Pintea. Laslo trimisă pe bancă 2 minute și pentru CSM este un moment bun să se distanțeze. Poate nu decisiv, dar trebuie liderul să apese pedala de accelerație pentru a se distanța, dacă dorește, evident, victoria cu Bistrița. O echipă care chiar s-a descurcat bine în acest meci. În tur n-a evoluat atât de bine. De data aceasta, Gloria Bistrița chiar a făcut o figură frumoasă. Neagu pentru Arzen, superbă pasa, superb golul. 23-20, Bistrița o va readuce în Liga Florilor pe Nion Bla, fostă la CSM București. De asemenea va veni și Damari Dal. Da, e un pivot, e un pivot bun, Dal. Un pivot din Danemarca. O poloneză Noșec de la Besançon și Sinabu Mbenghe Rodriguez din Spania, de la Remudas. Acestea sunt cele 4 achiziții deja
a contat de Bistrița. Bistrița o mare și pe Podar, care a venit în acest an, dar a suferit o ruptură de ligamente încrucișate și nu va mai juca ceva vreme, poate pe startul sezonului viitor pentru echipa bistrițeană. Pristăviț a intrat în Inter dreapta, pentru că Laslo este încă pe bancă, 51 de secunde. Pristăvița în extremă, amenințare de joc pasiv pentru Bistrița. Trebuie să arunce la poartă bistrițencele. Zulici acolo blochează bine, cred că este Eric Schön, și gol din poartă în poartă. Profită golkeeperul suedez. Prima dată în această partidă CSM București, după cum ne-a anunțat announcerul sălii, are în panoplia sa 24 de goluri, 4 goluri avans și timeout cerut de Gloria Bistrița. We don't have the speed in attack. So we'll play with Meli in the right. Put the pivot in this side, okay, between 2 and 3, and start with the first cross in the side of the bus. He played the double cross, and the second cross is Meli, and then the wing will go out. But take some time. The wing, pivot. Put the pivot there. Put Ross there between 2 and 3 from pivot la joc, and then start the double cross. First Bazi, then Meli, and the wing come to a change. But we need the speed, girls, and we need to check this situation, okay? And the wings, when you go, come to the pass, go there and create some distance. Haide, fight! Da, e nevoie neapărat de viteză. Asta e foarte clar. Bistrița a slăbit ritmul, 5-2 pentru CSM București în repriza secundă și... în plus față de asta, parcă n-au mai reușit să utilizeze atât de bine pivotul. Cred că asta a fost 5-3. Te-a păcălit și pe tine golul care a fost 5-3. Cred că va intra Melinda Terec pe Inter dreapta, jucătoare de mână stângă, într-adevăr este acolo pe teren și rămâne de văzut ce viteză va putea da Bistrița în atac. Ianca Boazaliu, ținută departe de Anțen, Terec. Păcată. Cere eliminare. Da, și este eliminare. E a doua eliminare pentru Anțen. Da. Să vedem cum se va descurca CSM-ul în această situație. Și rămâne de văzut dacă Adi Vasileu va mai folosi pe Anțen pe apărare, fiind a doua eliminare. E destul de devreme în meci. Loc ar mai fi pentru Bistrița să revină. Așadar... lucrurile pot fi bune pentru Bistrița. Gol marcat de Zulici. 5 goluri pentru jucătoarea care va fi cu adevărat o pierdere importantă pentru Gloria Bistrița. Merge înapoi în Slovenia, la Crim Ljubljana, echipa pe care Rapidul a eliminat-o în play-off-ul Champions League. Și pentru că vorbim de Rapid, Rapid aflat în dispută directă cu Gloria Bistrița pentru locul secund, e condusă 11-10 în minutul 24 de Craiova. Și Craiova a făcut câteva transferuri foarte interesante pentru la anul. Ultimul este cel al lui Jovane Rișovici, portar sârb de la Crim Ljubljana, o jucătoare excelentă. Ar fi interesant să avem o dispută adevărată la titlu între 4-5 echipe, dar asta e foarte, foarte greu, pentru că diferența dintre CSM București în acest sezon și celelalte a fost mare. Nu doar prin punctele din clasament, dar și prin dimensiunea jocului. Lotului, da, da, și din punctul meu de vedere, CSM București este echipa care s-a mișcat cel mai bine pe piața transferurilor. Acest gap dintre CSM și adversare doar se va mări aici. Pintea voia cu siguranță un 7 metri. Jucătoare ca Vilde Ingstad pe pivot sau Laura Flip fac excelent și faza de apărare, dar și atacul. Așadar, CSM doar se va întări. Bine, peste Neagu mai trece un an. Aceasta exact. Este o problemă. Neagu va împlini 35 de ani în luna august a acestui an. Dar, evident, probabil că va mai juca încă unul, două sezoane. Neagu aici ținută. Gol! Și 2 minute eliminare. Blocată de Marcu, cred. Da, Marcu se va duce. 9 goluri pentru Neagu, care a venit în formă foarte bună de la Națională. A, energizată, Cristina Neagu. 25-21. Iată faza, Neagu nu poate fi oprită, iar privirea pe care o aruncă Iulia Dumansca spune absolut totul despre modul în care privește acum Gloria Bistrița meciul.
dezamăgită complet Iulia, vine și această ratare din extremă. Din nou, Bistrița n-a putut să profite de superioritatea pe care a avut-o. A încasat din nou o eliminare rapidă și va fi acum în inferioritate în 3 secunde. Un minut și 24 în inferioritate. Neagu pentru Zadi. CSM-ul n-ar trebui neapărat să se grăbească. Acum să dea, să descarce jocul în extremă. Neagu n-a simțit asta. Zadi, Omoreghe pentru Sudakova. Super! A lovit excelent Sudakova. Are o tehnică deosebită această jucătoare din Rusia. Iată cât de frumos își deschide unghiul și... a trimis fulgerător sub bară. Și vedem acum problemele pe care Bistrița le are în momentul în care titularele trebuie schimbate pe măsură ce trece jocul. Banca CSM-ului este mult mai puternic. Ăsta este adevărul și aici se face diferența. Deocamdată 5 goluri. Cred că e diferența maximă. Terek aici nu poate să recepționeze mingea. Adi Vasile cere pasiv pe margine. 7 metri. Dacă nu este gol, 7 metri. Da, 7 metri. A pătruns foarte hotărâtă Nina Zulic. Asta a fost principala calitate ei în această fază. Și Bistrița are posibilitatea să marcheze. Nu a mai făcut-o de 4 minute. De 4 minute aproape, da. Laszlo ratează. Când n-ai noroc. Este căzută echipa ardeleană. Credeam că e căzută aruncarea. Da, din păcate Bistrița n-a mai reușit. Prea puternică a aruncat acolo Laszlo. O idee mai mică. Și a fost atinsă puțin mingea. Continuă disputele. Schimbare greșită. Asta se discută și mai vine o eliminare pentru Bistrița. Au fost 7, asta spune. 6 cu portarul 7, asta spune observatorul Ana Maria Stoia. Tamires Morena, eliminarea de 2 minute pentru schimbare greșită, iar colapsul Bistriței e complet în acest moment. Toate relele care puteau să se întâmple s-au întâmplat pentru formația lui Horațiu Pașca, obligată să joace doar 13 secunde, dar încă 2 minute, 13 secunde în dublă inferioritate, dar alte 2 minute cu jucătoare mai puțin. Este înfuriat Horațiu Pașca și nu pare genul de om care căruia să se întâmple atât de des lucrul acesta. Un nou gol pentru Dembele, defensiva Bistriței este vraiște și mai are la dispoziție CSM-ul aproape 20 de minute pentru a înregistra o victorie clară, pentru că așa s-a întâmplat în tur, succes fără niciun fel de discuție în Ardeal. Da, probabil că vor mai intra și jucătoarele care n-au evoluat foarte mult în acest meci. Mă refer aici și la Mihaela Mihai pe extrema dreaptă și la Stoica, Ștefania Stoica pe interstânga. În ultimele minute, probabil, atunci când diferența va fi cât se poate de clară, dar la modul în care se duce acest meci, cum se îndreaptă, e clar că CSM-ul va obține o victorie clară. Amenințare de joc pasiv, Zulici acolo. Eliminare pentru Omoreghe, da. Păcălită de conaționala sa. Și cred că e a doua eliminare pentru Omoreghe. Da, Omoreghe foarte dezamăgită, însă Zulici și-a făcut treaba minunat. Depășirea a fost ca la carte, Omoreghe păcălită până la urmă și vine o nouă eliminare pentru CSM. Multe eliminări în această repriză secundă. Cred că 5 pentru CSM în acest meci, într-adevăr, și în această repriză secundă per total. În extremă, ratează croata Posaveț. A reușit să blocheze Eriksen, care are 3 parade. N-au apărat foarte, foarte mult portarii CSM-ului, dar au avut momente clare în care au dominat adversarii. Iar acum CSM-ul se poate duce la 7 goluri, așa, pe nesimțite, practic. Dacă acum vorbeam că diferența nu e un gol și e de 2 goluri la pauză, e bine, se pot face 7 acum. Neagu marchează a 10-a oară în acest meci, 28-21, iar din acest moment cred că CSM București nu mai poate să rateze victoria în acest joc. La cum se joacă, pare imposibil. O primă repriză în care Bistrița a stat aproape, Bistrița a reușit să desfacă defensiva CSM-ului cu angajarea ale pivotului pe care nu le-a mai văzut în repriza secundă.
Și acum Fabio Horatiu Pașca se chinuie, pur și simplu se chinuie să ajungă la poarta adversă, Pristavița. Forțare. Da, a fost forțare. Și Bistrița era în superioritate, pentru că scosese portarul, juca 6 contra 5 pe faza de atac. Și e din ce în ce mai rău pentru echipa lui Horatiu Pașca. Nu-și mai revine Gloria Bistrița. N-a mai marcat de 7 minute, aproape 6 minute. Deocamdată CSM-ul nu forțează pentru că este în inferioritate. A scos echipa lui Adi Vasile portarul. Neagu! Golul cu numărul 11 pentru Cristina Neagu. Este un show total făcut de Cristina Neagu în această dispută cu Gloria Bistrița. O partidă în care au fost probleme în prima repriză, dar chiar și atunci Neagu a strălucit. E cu adevărat liderul acestei echipe. Pristavița, 7 metri dacă nu e gol. Vine și golul primul pentru centrul Bistriței. După 7 minute, da. Bistrița nu a marcat 7 minute. 29 la 22. Se mai joacă meciuri și în Liga Zimbrilor. Dinamo Bacău 30-22 în minutul 44, Odorhei Vaslui 15-16 în minutul 26 și surpriză mare la Timișoara. Timișoara care are nevoie de victorie pentru a evita barajul, conduce cu 15-10 la pauză pe CSM Constanța, care cumva s-a resemnat pentru acest sezon. Știe că nu mai poate să ajungă pe poziția a doua. Matematic poate, dar va fi foarte dificil. Așadar, 15-10 pentru CSM, pentru Politehnica Timișoara în meciul cu CSM Constanța. La pauză, la Craiova, Craiova Rapid 12-12. Și Vâlcea este condusă de Târgu Jiu 22-19. 23-19. Celul de la CSM, Laslo, Stavița, nu apără Ericsson, se întoarce Damiraș Morena și reușește să marcheze, să marcheze jucătoarea din Brazilia. O jucătoare care la 20 de ani semna cu Ghior, însă nu a reușit să prindă acolo. Considerată o mare, mare speranță în acea perioadă. A fost pe la Larvik, la Kishvardaș și din 2019 la Brăila. În vara trecută a trecut la Gloria Bistrița. Da, a avut un sezon bun pentru Bistrița în actuala stagiune. Brazilia, care a câștigat titlul mondial în 2013, dar are așa un regres în ultimele campionate mondiale. Neagu! 12 goluri pentru Cristina Neagu. Da, merge aproape perfect făcut de capitanul CSM-ului. Mai avem mai puțin de jumătate de repriză, avans de 7 goluri în favoarea liderului din Liga Florilor. Nazulici pentru Laslo. Zulici! O pătrundere din nou foarte spectaculoasă, însă Ericsson își face treaba extraordinar. Evelina Ericsson a câștigat ultimele două ediții ale Champions League cu Vipers. Acum sperăm, de ce nu, să o aducă și pe a treia, să aibă trei la rând de această dată în poarta CSM-ului București. Cu Vipers va juca Rapidul în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. CSM va juca cu Esbjerg. Aici Dumansca reușește și ea. Fabulos, avem două echipe din România și două echipe din București, de fapt, în Final Four-ul de la Budapesta. Pentru CSM București e prilej de revanșă în disputa cu SBR. Sezonul precedent a pierdut la un gol calificarea. Rapid însă are în față dubla câștigătoare. CSM nu s-a mai calificat din 2018. Așa este, da. De foarte mult timp în Final Four-ul de la Budapesta. Sezonul a fost excelent în Champions League, poate până la ultimul meci când a pierdut cu Crim Ljubljana. Aici eroare colectivă Ali în defensiva Vodici, da, CSM-ului și a marcat din nou Zulici. Dar CSM nu mai are de ce să forțeze, probabil. 6 goluri în minutul 47.
A fost o desincronizare de care a profitat numai, Nina Zulici. Numai același focus în defensivă pe care l-a avut, sau focul pe care CSM l-a avut în startul reprizei secunde. În această parte secundă Bistrița a marcat doar de 7 ori. Arnțan acolo n-a reușit conexiunea cu Aune. Contraatac al Bistriței, Dincă intrată în locul lui Posaveț, trimite în vinclu și iată, se mai fac 5 goluri. Da, se fac 5 goluri și această perioadă a jocului poate fi oprită de un timeout. Adi Vasile ar putea să ceară acum timeout pentru că jucătoarele sale par deconcentrate după ce au avut un start de repriză secundă excelent. A intrat și Rotaru pe interdreapta acolo. Zadi acum, apărare mult mai avansată a Bistriței. Zadi pentru Arțăn, aruncă în bară și mingea revine pentru Bistrița. Să fie 4 goluri acum, oare acest... Ar face meciul mai interesant, da, asta e foarte clar. E un recul pentru CSM și au mai existat astfel de momente pentru echipa bucureșteană pe tot parcursul acestui sezon. Însă, clar, evoluțiile au fost bune pentru CSM, care este și lider în Liga Florilor. Lasto încearcă acolo să danseze puțin, se trimite în extremă. Seraficianu ratează. Eriksen a fost cea care a parat pentru a cincea oară. 5 parade Glozer, 5 parade Eriksen. Minge blocată excelent de Eriksen, care Sudeza n-a știut dacă a scos sau nu. Mingea până la urmă a avut și ceva șansă. De la 19-23 s-a făcut 27-24 pentru Vâlcea, care se îndreaptă spre victorie acolo. Vâlcea. Zadi acum în centru pentru Arnțăn din nou. Zadi pe pivot, blocată Ali Vodic. Lupte grele acolo pe în semicerc. Bistrița încearcă să țină de rezultat, să reducă handicapul. Time-ul cerut de Adi Vasile. What did you want to play now? Tell me first. We play the French now. Okay, I think they will put us fast in passive. If they will split like this, then grass. Emma, she can run here. Without the ball, yes. We have to attack this space. Then Emma, see maybe the situation. To the right first, and then turn, and then okay. I come. Okay. For you want? No. Now when I come in the space. I don't understand. Sorry. Okay. No, you. She will come in the space. Okay, she will attack for you. Yes, like okay, before. Stop. She will attack for you. Okay. Then in the defense, let's step up now in the defense because this is important moment. Come on. Haide. 2, 3 și. Democrație. Da, democrație. A încercat Adi Vasile să le implice pe jucătoare în faza, în alcătuirea, să spunem, în gândirea fazei următoare de atac. Grazadi, una dintre jucătoarele de experiență ale CSM-ului, deși e la primul sezon la CSM București, are o voce puternică în vestiar, asta e foarte clar. Taru, Zadi, din nou Franțuzoica, Zadi, blocată bine de Tamire și Morena, Rotaru, Arsen! Spinge excelent Iulia Dumansca peste boară. Da. A avut dreptate Adi Vasile, pasivul a venit rapid. Faza n-a reușit foarte mult. Pristăvița, blocată, pleacă pe contraatac CSM-ul. Dembele, Dembele driblează foarte bine, dar își poate mingea în picior. Și iese în aut. Zulici a atins mingea exact cât trebuie. N-a atins jucătoarea, n-a atins adversara. Ce pas a dat acolo Zulici. Arnțăn, ce momente confuze. Rămâne CSM în posiție. Rotaru este singura jucătoare din România care evoluează în acest moment pentru CSM. Probabil că Adi Vasile le va introduce și pe Mihai și pe Stoica, poate în câteva minute, când scorul o va permite. Deocamdată Aune este acolo, Arnțăn pe extrema dreapta, Aune în dreapta așadar și Arnțăn în interstânga. Pentru Omoreghe încearcă acolo pătrunderea. A scăpat mingea Omoreghe. Numai prostia a făcut în meciul ăsta Omoreghe. Neatentă, neconcentrată pentru acest joc. Zulici pentru Bianca Bazaliu. Bazaliu!
trademark, aruncare perfectă. Vine și golul 4. Începuse foarte bine meciul cu două goluri consecutive Bazaliu, apoi n-a mai reușit să marcheze, s-a adaptat defensiva CSM-ului și s-a redus handicapul la 4 goluri. Să vedem dacă Bistrița chiar poate să pună probleme. Neagu odihnită și ea, după ce a jucat aproape tot meciul și a marcat de 12 ori. Rotarul pentru Omoreghi, Ansen. Intra și ea în circulație, o mare eroare, atenție, nu se grăbește Iulia Dumanska, nu avea culoarul de pasă și a preferat să trimită până la Nina Zulic. Pasa Biancai Bazaliu pentru Dinca a fost deviat acolo, da. Foarte interesant acest final. Tamireș Morena reușește cumva să marcheze. Ce gol ciudat, nu s-a bucurat nimeni, nici jucătoarele CSM-ului n-au înțeles mare lucru. 30-27, au fost 7 goluri, nu, pentru CSM, acum mai sunt doar 3. Adi Vasile a luat deja un timeout, reintră Crina Pintea pentru că e nevoie de un final push așa. Și va veni pe teren. Nu va veni Cristina Negu, am crezut că va intra și Cristina Negu. Da, e și Rotaru, a rămas Zaa din centru cu Omoreghie în dreapta și cu Arntzen în stânga. Nici Arntzen n-a mai tras eficient la poartă. Poate acum Arntzen revine bine acolo Dumanska și reușește să pareze, dar este în continuare atacul CSM-ului. Dembele pentru Ansen. Ansen pătrunde Zadi. Ce gaură în defensiva Gloriei într-un moment atât de important. 4 goluri pentru CSM, mai sunt 7 minute și jumătate, se grăbește Bistrița, dar Laslo blocată acolo de Crina Pintea. Trebuie să marcheze rapid Bistrița și apoi să scoată ceva în defensivă. În partea a doua ritmul a mai scăzut așa puțin, dar până la urmă tot goluri multe sunt, 58 în 53 de minute. Laslo în interdreapta pentru Zulici, venit în centru, lasă pentru Laslo. Bazaliu de la 10 metri aruncă foarte puternic al 5-lea său gol. Bună linia de 9 metri a Bistriței. Laslo 5 goluri, Bazaliu 5, Zulici 6. Până în acest moment, peste jumătate din goluri au fost marcate de aceste jucătoare. În continuare, presiune pusă pe CSM de Gloria Bistrița. 7 meciuri din București pentru Gloria Bistrița, nicio victorie, dar în sezonul precedent a scos un egal în februarie, 23-23. A intrat Dembele, al doilea pivot, transformând din extremă. Arntzen e culoar acolo, foarte bine făcut de Dembele. A pătruns excelent Zadi și a venit după accidentări, n-a evoluat foarte mult. Are 3 goluri în acest meci. Laslo, greșeală, a trecut Tamires Morena prin semicer, chiar dacă CSM acum reușește să marcheze, n-o face. Putea să-și asigure victoria, dar această pasă a fost total erodată. Și așa lucrurile sunt foarte complicate pentru Gloria Bistrița. Zulici cercat o pasă cu pivotul, un balon care a lovit în picior pe Omoreghi, 9 metri în favoarea echipei oaspete. Bianca Bazaliu, iese Omoreghi și o faultează Laslo. Laslo pe lângă poartă și șansele Gloriei Bistrița sunt din ce în ce mai mici pentru a scoate ceva din acest meci. Puneam la pauză la Craiova. Craiova Rapid este 12-12. Dacă Rapidul pierde acel meci și acest meci se încheie cu victoria CSM-ului, matematic, CSM București va fi campioană. Are un avans de 12 puncte. 13-12 pentru Rapid. Abia a început partea secundă, da. Exact. Are un avans de 12 puncte față de Bistrița. Va fi de 15 puncte cu un meci în plus jucat. CSM nu mai poate fi oprită. Crina Pintea o lovește în față pe Bianca Bazaliu. A căzut ca fulgerată Bianca. O lovitură foarte puternică, am impresia, cu cotul pe care o încasează Bianca Bazaliu. Și nu e jucătoarea care să simuleze, cred, Bazaliu. Colegi la națională, cele două. S-a dus imediat Crina și ce a cerut scuze.
Zulici face semn că a fost lovită cu cotul Bazaliu. Poate vedem și o reluare, da, acum. Nu pare intenționat. Nu e intenționat. Nu e intenționat, s-a lovit cu capul de umărul Crinei. Da, nu pare intenționat. Chiar nu pare intenționat. S-a lovit cu capul de umărul Crinei. E foarte, foarte greu să te lovească sau foarte complicat să te lovească crina. E la fel de greu să te lovești de ea, pentru că e o jucătoare foarte puternică și din dinamica fazei nu a apărut ceva intenționat. Asta, cel puțin asta mi se cel puțin mie. Asta, da, asta am văzut. Va fi roșu. Cartonaș roșu. Cartonaș roșu direct văzut de Crina Pindea. Cartonaș roșu încasat de Crina Pintea. Recunosc că nu mi s-a părut o lovitură intenționată din partea ei. Asta a mai încasat un cartonaș roșu, a mai fost descalificată direct Crina Pintea în meciul cu Ciznădie, dacă mi-aduc bine aminte, de la Ciznădie. Din deplasare, da, exact. Revedem faza. Da, mie nu mi se pare de roșu. 33, 20. Da, poate greșim, dar într-adevăr n-a apărut o astfel de fază. Acum nu vreau să joc rolul avocatului diavolului, n-am absolut nimic nici cu Crina, nici cu Bianca. Pare că Bianca s-a îndreptat spre Pintea. Pintea n-a făcut niciun pas gest, da. spre Bazaliu, așa, dacă interpretarea este aceasta, de acum încolo orice jucătoare poate să caute un astfel de contact. Și poate să provoace un cartonaj roșu, o descalificare. Da. Nu știu dacă regulamentar, probabil că sunt acoperite de regulament cele două arbitre, pentru că sunt două arbitre foarte bune, ăsta este adevărul. Sunt două arbitre care au fost în Final Four la Budapesta și au arbitrat finala. Dar, într-adevăr, este lovită la față Bazaliu, trebuie protejată jucătoarea, dar... Șoacă e cartonaj roșu. Mă rog. Haideți să ne întoarcem la meci. Le-am avut pe toate în această partidă și un gol în minus pentru Bistrița. Time-out cerut de Horațiu Pașca pentru că din nou Bistrița s-a dus la 6 goluri diferență după ce a fost aproape. La minus 6. Da, la minus 6. Da, la minus 6. Vâlcea a câștigat cu Târgu Jiu, 32-7. Pivot la joc fals pentru că altfel îți ies din central permanent. Dacă vrei să joci asta, pune pivotul să mute în direcția ta în momentul în care deschizi. Și după aia să vină, să rămână pe loc, mută-ți adversarul și după aia să vină la pas. Alors, nu le mai dați minge așa. Cel că joacă pivot la joc fals și din apărare. Le lăsă, așteptă mult, prea mult să joace ce vor ele, 6 contra 5. Și chiar dacă e acțiunea asta, în momentul în care vin cu 3 pași, încercați să mai ajutați una pe alta, că nu se mai ajută nimeni cu nimeni. A scăzut ritmul Gloria, asta e foarte clar în repriza secundă. A avut o perioadă de revenire, dar mai degrabă pe desincronizările din... Și oboseala, Ion. E vorba și de oboseală. Chiar dacă Horațiu Pașca a încercat, iată, Crina Pintea semnează mingi, face poze după ce a fost descalificată. S-a făcut coada acolo. Sunt momentele care îmi plac cel mai mult. Speram să le vedem la sfârșitul meciului, nu în timpul său, dar până la urmă e ok că se întâmplă. Credeam și așa. Că-ți plac golurile puse așa pe tabelă și apoi scoase. Glumim, evident că glumim. E foarte important că s-a îndreptat eroarea și că nu a influențat rezultatul final al meciului, dar e o lecție de învățat aici. A rămas golul în panoplia celor de la CSM București. Ali Vodic pentru Zadi Omoreghi. Ansen Neagu n-a mai intrat pe teren pe acest final de meci. Zadi schimbă direcția foarte bine. Ali Vodic oprită căzută. De Iulia Dumasca. A fost o minge căzută într-adevăr. Laslo. Și Laslo îi pasează Eveline Eriksson. E a doua pasă la portar, să spunem, sau e a doua pasă greșită pe care o are Laslo. În prima repriză tot așa, putea să dea în extremă, a dat un pic pe lângă poartă aici. Ori s-a repliat foarte bine Eriksson, ori n-a văzut e bine Laslo. E posibil să se fie repliat totuși foarte bine Evelina Eriksson. 15-14 pentru Rapid la Craiova. Avantaj minim în favoarea echipei campioane. Aune! Nu mai marcase de mult și o face acum 35-28. A intrat și Stoica acolo. De data aceasta pe extremă. A mai fost folosită acolo în lipsa Alexandrei din Diligan.
Dembele a jucat peste 55 de minute în acest meci. Zulic 35-28, 7 goluri diferență. Bazaliu din nou blocată. E un adevărat zid albastru în fața ei. Nu are pe unde să arunce Bianca Bazaliu. Și nici nu este ajutat, așa cum spunea Horațiu Pașca foarte bine ceva mai devreme la time-out. Mai puțin de 2 minute din acest meci pe care CSM București îl va câștiga. Target practice pentru Bianca Bazaliu. Al 6-lea gol, a egalat-o pe Zulici, cea mai bună marcatoare a Bistriței. Laslu are și a 5 goluri. Dar cât de dezamăgit este Bianca Bazaliu, am văzut-o, este foarte, foarte supărată. Da, Bistrița... La meciurile cu CSM, cu siguranță, ea vrea mereu să demonstreze. Evident, asta nu știu clar. Dacă continuă selfie-urile și pozele cu Crina Pintea, nu știu dacă diferența e poate corectă, 6 goluri, însă CSM a controlat acest meci și cu adevărat a dominat partida. Aici mai scoate Dumansca o minge. Bistrița însă a rămas aproape pe toată durata primei reprize, ba chiar a și condus, dar în partea secundă a pierdut puțin din tempo, multe pase greșite, cum spunea și Horațiu Pașca, din nou Bazaliu, în data aceasta a 7-a paradă pentru Eriksen și intrăm în ultimul minut al partidei. Bianca Bazaliu, din păcate pentru ea, nu a reușit nici în această partidă să arate nivelul său maxim. Și sperăm să o vedem la Naționala României inspirată, acolo unde mare, mare nevoie. Joi are loc tragerea la sorți pentru preliminariile europeanului din 2024. România este în urma a doua și pe 6 iulie la Göteborg va avea loc tragerea la sorți pentru grupele campionatului mondial. Acolo vom afla cu cine vom juca. Deocamdată 29 de echipe sunt calificate. Urnele valorice nu au fost încă stabilite. Mai trebuie să se califice încă o echipă din America de Nord și Caraibe și încă două wildcard-uri. Se termină acest meci între CSM București și Gloria Bistrița. 35-29, victorie destul de clară pentru CSM București, care mai face un pas mare către titlul de campioană. Dacă Rapidul pierde în acest meci cu Craiova, care se va termina în 30 de minute, atunci CSM-ul este campioană matematic. Noi am fost Ion Alexandru și Adi Costeiu. Vă mulțumim mult pentru atenție. O seară cât mai bună!